plicul roșu. Dar nu mai am nimic în plicul roșu. Nu știu unde e hârtia din plicul roșu. Nu mai am. Le-am pierdut. În momentul în care mi-a spus că a pierdut aia, nici n-am știut să fac, că-i maică-mea. În momentul am crezut că nebunesc, pentru că îl vedeam că încearcă să-și țină firea și să nu mă, ca să nu mă pierd eu. Dar eu realizam cât rău i-am făcut. Nu știu unde e hârtia. N-am decât hârtia asta cu ce avem de luat. Băi, hârtia cu indicații, adică aia cu ingrediente, domn, că până la urmă luasem ingredientele, în cel mai rău caz puteam fi penalizați cu niște minute, cu nu știu ce. Dorian, dar nu-i la tine hârtia aia, pune cobilița jos. Unde să fie la mine, mamișor? La tine au fost toate cât am cărat asta. Ce vrei să mai zic? Hai să le așteptăm pe fete să le întrebăm. Eram într-o mini depresie așa spontană, pentru că știam că suntem în fața tuturor, adică this is our moment, de pe 6 mai în față. Dar fără hârtia aia... Băgamești, în ele, mamișor, căpcar și... Of, numai gata, hai. Nu trebuie să stăm lângă Dorian, că ea e în mașina în față. Mai aveți hârtia unde trebuie să ajungem, că eu am pierdut-o. Cum mă să pierdeți hârtia? Hârtia aia unde trebuie să ajungem. Boss, poate ne descalifică, îmi bag picioarele. Eu nu le dau foaia mea, dar poate să vină să se uite în ea. Nu am avut o problemă cu asta, stai să mă și eu dacă aș pierde foaia. Aș fi ok, să mi-ar plăcea foarte tare să mă lase cineva măcar să mă uit. Oricum nu ții minte toate numele alea. Citește cu la final. Alao, Vinbao, Nim, Din. Poți să ții minte celelalte două străzi, te rog? Vin, Nao, Bam, Din. Am reținut preț de 10 pași. N-ai reținut nicio stradă, nu? Nu. Am reținut așa niște pronunții, dar a fost foarte greu să ții minte. Și în momentul în care am ajuns la... în care am oprit prima mașină... You must say the correct street name. Don't you say by English until I'm maybe... Îi spuneam Anlao, îi spuneam Vin Bri, Vin Buo, Nin Min, nu înțelegeau nimic. M-ai rupt cu pierdutul hârtiele aia, mamișor. N-am ce să le spun, nu știu ce să le spun. 20 kilometers? 20 kilometers? Yes. Okay, okay, we come. Nimbing, please. Nimbing, we have to go to Nimbing. Nimbing, da. Nimbing. Și a zis, okay, come on, come on. Nimbing is far? 100 kilometers. 100? 100 kilometers. L-am întrebat, și poți să ne duci acolo? Și mi-a spus, no, 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 no. În schimb, a spus că ne duce el la stație. La stația de autobuz. I catch you to Tyson. Bye, take care. So, okay, no. Okay, thank you. Okay. Dezbracă-te, stai risești, dezbracă-te. M-am dezbrăcat, frate, nu mai. Nu te dezbraci de tot. Păi, lasă-mă, nu acum, când ajungem în pui. Avem 150 de kilometri, ce părere ai? Tu crezi că te duce taxi 150 de kilometri? Da. Eu nu cred. Okay, 100 de kilometri, mă, baby. Da, 100 de kilometri, nu cred că ne duce nimeni. Totuși, în același loc și știm că nu te duce nimeni. Can you take us to Nimnin? We are in a TV show. We have to go to QL10 via Analao, Nimbao și Namdin. Este foarte greu să te descurci cu vietnamezii ăștia, pentru că, mă, nu că nu înțeleg o boabă, știi? Îi spuneam take us QL10 An Lao și atât îmi aminteam, pentru că celelalte două erau la maică mea și maică mea era blank total. Please, can you? Please. An Lao. Okay. Thank you very much. Thank you. Nu pot să zic că mă simt prost atunci când zic please și mă milogesc în continuu, pentru că, cum să spun eu, e o chestie pe care o faci pentru acest concurs. Ajungi la niște chestii pe care nu crezi vreodată că le-ai face. Am fost primii care au luat astea, mă. Bă, primii, bă, printre primii, bă. Uf. Ce să fac, mamă? Asta este. Ți-am purtat ghinion. Nu, bă. A fost o experiență cumplită, mărturisesc. Gata, mămișor, nu mai dă declarații, că nu e cazul, ci Doamne iartă-mă. Hai să vedem ce se întâmplă, de unde știi că ești. Da, l-ai sunt convinsă că am rămas ultimii. Trebuia lângă tine cineva care să vorbească la fel de fluent engleză ca tine să... Ideea e că ea trebuie să înțeleagă un lucru. Eu mi-am asumat atunci când am decis să vin aici cu ea. Știam că este un show în care unele echipe trebuie să fie formate din familii, unele echipe din prieteni foarte apropiați. Și familia noastră e foarte restrânsă. Fratele meu în Germania, doctor, nu poate să plece de la spital și mai e ea. Mă regret enorm că ți-am purtat ghinion. Hai, mi-ai purtat ghinion. Așa vrea Dumnezeu să se așeze lucrurile, ce să mai... Ți-am spus de la început, stăm atât cât vrea Dumnezeu în concursul ăsta și tu trebuie să înțelegi asta și trebuie să mă înțelegi când îți spun să fii optimistă, să fii pozitivă, pentru că lucrurile care s-au întâmplat deja rele, dacă te gândești la ele, nu fac decât să te tragă înapoi.